Rareș, cât îți lipsește jocuri de putere? Enorm. Enorm, pentru că m-aș exprima la fel de frust, la fel de direct, la fel de complex uneori, pe multe teme pe care ca politician, din păcate, trebuie să respect anumite linii și să date de partidul din care fac parte, date de responsabilitatea unei guvernări și să fiu mai puțin critic decât poate aș fi, să fiu mai puțin direct decât poate aș fi. Îmi lipsește mult. A fost o perioadă extrem de frumoasă și faptul că m-am primit recunoașterea și primit recunoașterea oamenilor pentru ceea ce am făcut acolo la jocuri de putere mă bucură în continuare. Sper să nu dezamăgesc și colegii mei care au frâiele guvernării să nu dezamăgească, pentru că ar fi crunt pentru români să se întâmple acest lucru. Mi-amintesc și acum la ora 21, am așa un automatism de a vorbi cu oamenii cum o făceam la început emisiunii mele, în acel discurs de început de emisiune care devenise faimos și care aducea multă lumină, uneori, alteori critică, analiză pe diverse teme. Și mi-e dor de colegii mei, de Oreste, de Oana, de Cristi Diaconescu, de Ion Meioniță, de Dan Bucura, de Alex Căutiș, de Stelian Negrea și de toți cei care de-a lungul timpului au fost absolut extraordinari în tot ceea ce au realizat alături de mine acolo, pentru că n-am făcut-o singur niciodată, am făcut-o împreună cu ei și cu toți invitații mei fabuloși și am rostit pe doar cu Ioana Enedogioiu și toți ceilalți, doar pe o parte dintre ei, Iulian Chifu, Dan Dungaciu, Alexandru Grumaz și mulți alții, chiar Adrian Niculescu cu polemica aceea de seară. A fost o perioadă frumoasă și o perioadă pe care am să o regret mulți ani, dar s-a terminat, am intrat într-o altă etapă a vieții. Voi sprijini însă jurnaliștii liberi oricând, chiar și atunci când sunt criticat, pentru că asta înseamnă democrația, asta înseamnă funcționarea democrației într-un stat. E a doua casă, Parlamentul, sau prima? A doua, nu. Casa mea rămâne în România și cerul albastru de acasă și soarele din țara mea. Aici sunt doar în misiunea de a asigura imagine bună a țării mele și a asigura o viață mai bună cetățenilor mei, cetățenilor noștri, cetățenilor conaționalilor mei, dar nu e casa mea aici. N-aș putea trăi nici la Strasburg, nici la Bruxelles, decât în delegație, așa cum sunt. Viața mea este România, viața mea este acasă între mei. Nu uita să iubiți România în fiecare zi. Oriunde te afla. Da, nu uita să iubiți România în fiecare zi și la Bruxelles, și la Strasburg, și la Viena, și la Londra, Roma, Paris sau oriunde. Nu uitați să fiți români și să nu vă fie niciodată rușine de faptul că ești român. Din contră, să-i convingi pe ceilalți că nu suntem cu nimic mai prejos decât celelalte națiuni europene. Din contră, am dat mult Europei și Europa trebuie să înțeleagă acest lucru, că România este parte integrantă și că Europa fără România nu ar putea exista așa cum e ea. Și spun asta atât ca valență istorică, cât și în ceea ce înseamnă astăzi România într-o Europa comună. Mulțumesc mult! Mulțumesc din suflet!